Bă, în primul și în primul rând vreau să-mi cer scuze pentru fața boțită. Dacă te uiți pe geam, e deja întuneric. Botați-mă primul. Mai departe, nu intri în cadru. Noi am făcut o provocare. Decât... Asta e prima zi a provocării, în care am chemat 5 youtuberi. Avem... 4 oameni care știu să asambleze, inclusiv Sky, știe toată lumea pe Sky, și să asamblăm 5 sisteme pentru un eveniment ce urmează să se desfășoare în weekendul acesta. Bună seara și bine v-am găsit astăzi aici alături de colegii mei, după cum ați văzut, o să prezentăm niște sisteme de gaming. Avem de astea șmechere de le folosești să-ți prinzi capacele la jantele de la Dacia. Va fi o competiție de CSGO, da, știu, sunt varză, se vede pe față, nu? A? Se vede, da, ba da, știu. E vorba de Colo, e vorba de Ganicus, e vorba de Sky, de lectură de la A la Z și, nu în ultimul rând, I Hate Pink. 5 youtuberi cu care noi am mai colaborat în decursul timpului, foarte mișto de altfel, și s-a dovedit că au cunoștințe vis-a-vis de partea de asamblare și partea de hardware. Se aude, nu? Se aude. 3 colegi de-ai noștri, inclusiv eu, al patrulea, și Sky a vrut să-și asambleze sistemul singur și a ieșit. Chiar i-a ieșit surprinzător. Eu știu că el e foarte tehnic. Gata, a făcut țăc. Și cum mă simt acum? Dane, ca o găină. Ca o găină în grămânțe. Tot ce înseamnă carcase au venit de la Thermaltake și am mers pe i5-7500-7600, i7-7700, toate combinate cu 1060 de 6 GB. Și bineînțeles, nu a trebuit să le facem normal pe Intel. E aberant. Și am mers și pe AMD-uri. Am mers pe Ryzen 1500X și 1600. Unul numai cu full Ryzen, 1500X cu 570 și un 1600 cu un 1060, tot 6 GB. Sunt niște sisteme pe care te poți juca fără doar și poate orice joc a apărut pe piață în ultima perioadă de timp. Cred că unul singur a depășit 5000 și a fost 5100, cred eu. Păi el mă ajută, mă? Eu cu creierul muncesc. Și să știi că eu am montat RAM-ul. Toată nebunia a început la ora 7. Asamblările propriu-zise s-au terminat, cred că, pe undeva prin jurul orei 20 și de atunci s-a mai făcut un pic de caterincă cu prezentarea sistemelor din partea youtuberilor, nu din partea oamenilor tehnici. Da, eu am avut o carcasă un pic mai dificilă, în sensul că ambele laterale au fost din tempered glass. Și a trebuit să fiu atent ca și pe spate să-mi iasă un wire management ok, să nu se vadă în momentul în care... pornești sistemul sau întorci pe partea sopată. Overall, toate sistemele arată impecabil. Wire management-urile sunt făcute ca la carte. Wire management-uri premium. Că de, așa știm să facem noi. Am amintit un pic mai devreme de un eveniment CSGO. E vorba de un stream ce se va desfășura pe canalul nostru de pe YouTube. Începe la ora 12 și veți vedea probabil cele mai tari meciuri de CSGO pe care le-ați văzut în România. Între youtuberi. 3, 2, 1, parter! Nu mergem. Oh. Aha. Nu, că nu merge, nu era dat de rup. Tu l-ai.